Salutare, prieteni! Bun găsit la un nou documentar! În minutele următoare vom vorbi despre Statuia Libertății din New York și vom vedea cum aceasta este un simbol masonic. Statuia Libertății din New York este un monument în portul Liberty Island din orașul New York. A fost plasat în anul 1886 la intrarea portului de pe insulă, cu scopul de a transmite călătorilor sosiți salutul de bun venit pe pământ american. Statuia este un cadou al Franței făcut Statelor Unite ale Americii, cu ocazia aniversării a 110 ani de la câștigarea independenței Statelor Unite și a fost inaugurată de președintele Grover Cleveland la 28 octombrie 1886. Statuia Libertății este situată, cum spuneam, în portul orașului New York, pe mica insulă Liberty Island, la sud-est de Manhattan, la gura de vărsare a fluviului Hudson în Oceanul Atlantic. Are un înveliș de cupru care acoperă un schelet de fier. Monumentul are o greutate de 225 de tone. Culoarea statuii, prin oxidarea cuprului, a devenit verde. Soclul are o formă de stea, fiind construit din piatră. În interiorul său se află un muzeu. Statuia reprezintă zeița libertății, care stă cu un picior pe lanțul rupt al sclaviei. Zeița ține în mâna stângă o tablă cu inscripția 4 iulie 1776, data când a fost ratificată Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii. În mâna dreaptă, zeița are o făclie cu flacăra aurită. Pe capul zeiței se află o coroană împodobită cu 7 fascicule de lumină și 25 de ferestre. Statuia are o înălțime, fără soclu, de 46,5 metri, respectiv 93 de metri cu tot cu soclu, și reprezintă o femeie acoperită cu un drapel, care ține în mâna dreaptă o flacără, iar în mâna stângă o placă, pe care este inscripționată, cum spuneam, Ziua Independenței Americii, 4 iulie 1776. În interiorul statuii se află o scară cu 354 de trepte pe care se poate urca. Însă, după atentatele de la 11 septembrie 2001, vizitarea la interior a fost interzisă. Statuia este un simbol de bun venit pentru toată lumea. Americanii care se întorc în țară, vizitatori și imigranți. Sculptorul care a făurit statuia este francezul Frédéric Auguste Bartholdi. Gustave Eiffel, cel care a realizat turnul Eiffel, a creat armătura Statuii Libertății. Așa cum spuneam, statuia din cupru a reprezentat un cadou pentru Statele Unite din partea Franței, ca simbol al prieteniei dintre cele două națiuni. Piedestalul statuii a fost construit în Statele Unite. Oficial, statuia a fost dată Statelor Unite ale Americii la 4 iulie 1884, transportată de fregata Isère și montată definitiv în locul unde se găsește și astăzi. Pe 17 iunie 1885, Statuia Libertății ajunge în portul orașului New York. Statuia Libertății, al cărei nume original complet este Libertatea luminând lumea, a fost, cum spuneam, opera sculptorului francez Frédéric Auguste Bartholdi. Primul model, la scară mică, turnat în bronz, a fost realizat în 1870, cu ocazia Expoziției Universale de la Paris, din 1900. Din anul 1906, ea se găsește în grădina Luxemburg din Paris. Proiectul inițial era destinat unui far monumental, plănuit a fi amplasat la intrarea în canalul Suez, având ca motiv de inspirație colosul din Rodos. Învelișul de cupru al statuii
a fost proiectat de Frederic August Bartholdi din Alsacia, iar scheletul metalic, cum spuneam, de inginerul Gustave Eiffel, faimosul arhitect, inginer structural și constructor al turnului Eiffel. Este de menționat faptul că pentru construirea acestui gigant au fost folosite 300 de foi de aramă ciocănită de 2,5 mm, cântărind 80 de tone, iar armătura interioară, care cântărește 100 de tone, a fost făcută de celebrul inginer Gustave Eiffel. Statuia a fost construită la Paris în anul 1884 și dăruită Statelor Unite ale Americii în 1886. Piatra din care este construit soclul provine dintr-un mic sat din Franța, probabil din Rum sau Puilne. A fost aleasă pentru faptul că este puțin corozivă la acțiunea apei sărate. Situată la intrarea în portul din New York, statuia este primul simbol american pentru emigranții care sosesc cu vaporul și trec mai întâi prin Ellis Island. Simbolizează libertatea care luminează toată lumea. A devenit rapid emblema Statelor Unite și unul dintre simbolurile cele mai cunoscute ale libertății și democrației. Pe capul zeiței, coroana este împodobită cu 7 fascicule de lumină, simbolizând cele 7 mări și continente, și are 25 de ferestre, care simbolizează cele 25 de nestemate ale lumii. Sculptorul Frederic August Bartholdi, cel care a proiectat monumentul, nu a vrut să dezvăluie sursa de inspirație pentru chipul statuii. Unii spun că ar fi vorba despre Isabelle Eugénie Boyer, o văduvă frumoasă și vestită în Paris. Alții spun că la mijloc este mama sculptorului, Charlotte Bartholdi, de care a fost foarte apropiat. Există și autori care susțin că sursa a fost Jeanne-Émilie, amanta artistului. Statuia este un cadou pentru Statele Unite din partea Franței, așa cum am mai spus, ca simbol al prieteniei dintre cele două națiuni. Însă este considerată ca un simbol personificând Statele Unite, asemenea unchiului Sam. Într-o accepțiune mai generală, Statuia Libertății este un simbol al libertății în general și este simbolul preferat al luptătorilor pentru libertate. Și britanicii au o statuie similară, Britania, care a existat înaintea Statuii Libertății. Britania întruchipează valorile democrației britanice și a fost cunoscută mai ales atunci când ascensiunea Imperiului Britanic era la apogeu. Deviza Statuii Libertății din New York este Libertatea iluminând lumea, statuia fiind astfel unul dintre cele mai grandioase simboluri ale adorării purtătorului de lumină. În limba engleză, liber înseamnă free. Cuvântul libertate ar trebui tradus mai degrabă prin freedom. În schimb, Statuia Libertății se numește, în limba engleză, Statue of Liberty. Freedom desemnează dreptul, privilegiul, independența, pe când liberty are nuanța de permisiune, de ceea ce se permite într-un anumit cadru, deci nici de cum ceea ce se înțelege în mod obișnuit prin cuvântul libertate. Chiar masonii se numesc în engleză Freemasons, adică zidarii liberi, semn că au privilegii și drepturi, libertate și nu libertăți, permisiuni. Ei au purtat acest atribut de-a lungul istoriei, tocmai pentru că erau scutiți de taxe și nu aveau restricții de călătorie, precum oamenii obișnuiți. Oamenii obișnuiți pot fi liberi, adică pot avea anumite libertăți, doar atât cât li se permite. De altfel, la origine, statuia se numea Libertatea iluminând lumea.
și este o purtătoare a luminii și culmea este amplasată pe o bază în formă de stea, iar clădirea care îi servește drept fundație are forma clasică a unui templu masonic, așa cum se pot vedea mai multe construcții în Statele Unite ale Americii. Statuia Libertății mai ascunde însă multe secrete. Observând-o cu atenție, putem vedea că nu este deloc o statuie care doar stă cu minte pe piedestalul ei, ci este o statuie vie, surprinsă în plină mișcare. Piciorul drept este ridicat de pe sol în plin avânt, lucru ce îi permite să rupă lanțurile tiraniei și ale sclaviei, care îi înlănțuie piciorul stâng. Cu ocazia restaurărilor din 1984-1986, au fost făcute copii la aceeași scară a diferitelor elemente ale statuii. Piciorul drept, făclia și capul sunt expuse acum în mărime naturală în muzeul amenajat în cadrul complexului. Cercetătorii monumentului au descoperit o particularitate extrem de interesantă a picioarelor dezgolite ale statuii. Statuia este bolnavă, suferă de o deformație a labelor picioarelor, care face ca al doilea deget să fie mai lung decât degetul mare, iar degetul mic să fie exagerat de scurt. Specialiștii în ortopedie arată că mai mult de 70% din populație are ceea ce se numește neoficial picioare egiptene, adică degetul mare mai lung și celelalte care descresc proporțional. Există și o categorie de oameni care au ceea ce se numește picioare grecești, nume dat după faptul că statuile Greciei antice erau reprezentate cu al doilea deget mai mare decât celelalte. Aceasta este o boală care duce la deformarea gambelor, slăbirea gleznelor și frecvente luxații. Ce ascunde în spate o asemenea reprezentare, a explicat simbolistul Paul Diehl, care a arătat că piciorul este un simbol al tăriei sufletești, pentru că el este baza poziției verticale, proprie omului. Piciorul vulnerabil, șchiopătarea, orice deformare a piciorului, dovedesc o slăbiciune sufletească. Masonii au avut chiar și ei o ceremonie specială cu prilejul inaugurării statuii în 28 octombrie 1886 de către președintele american Grover Cleveland. Această sculptură enormă a fost ideea masonului francez Frédéric Auguste Bartholdi, cel care pretindea că a avut o viziune a unei zeițe magnifice, ținând în mână o torță, care îi întâmpina pe noi veniți în țara libertății și oportunității. De asemenea, el intenționa să ridice o enormă statuie a lui Isis în Egipt, însă planurile i-au eșuat, pentru că atunci, ca și acum, Egiptul era o țară musulmană. Costurile creării și instalării statuii libertății au fost uriașe pentru acea perioadă. Masoneria franceză a strâns 3.500.000 de franci francezi, iar proprietarul de ziare new-yorkez, Joseph Pulitzer, a donat 100.000 de dolari. Simbolismul acestei statui, razele de soare care îi radiază din cap și văpaia torței purtate în mână, demonstrează clar că este vorba despre o zeiță a soarelui. În străvechile religii păgâne, divinitatea soarelui era de natură feminină, o zeitate asimilată cu zeița mamă a creației. Este oare zeița unul dintre simbolurile sau substraturile secrete ale masoneriei? Se pare că da, mai ales dacă luăm în seamă sugestii relevatoare ale unor tradiționale simboluri masonice precum mistria sau echierul și compasul. Puțin știu că în lume există de fapt două statui ale libertății,
identice, dar de mărimi diferite, care stau față în față, la mare depărtare una de cealaltă, una în Franța, pe o insulă de pe Sena, și cealaltă pe insula din portul New York. Exact așa cum, la intrarea într-o lojă masonică, stau de o parte și de cealaltă două coloane, purtând în vârf globul pământesc. Cele două statui, amplasate strategic, reprezintă, de fapt, simbolul dominației puterii iluminate, nu luminoase, a masoneriei asupra globului. Acest secret ne este dezvăluit de placa aflată la baza statuii din New York, care ne lămurește că avem de-a face cu noul Colos. După cum știm, Colosul din Rodos era una dintre cele 8 minuni ale lumii antice. Gigantica statuie stătea cu un picior pe un mal și cu celălalt pe celălalt mal, iar în mâini Colosul poartă o flacără. Statuia din Paris a fost făcută cadou de către americanii francezilor în 1889. Este făcută din bronz. Prima este din cupru și oțel și are 35 de picioare înălțime, față de 300 cât are cea din New York. A fost amplasată pe o insulă numită Île de Cygne, lângă podul Grenelle. În anul 1916, cu ocazia celebrării aprinderii luminii electrice în torța statuii Libertății, ambasadorul Franței Jules Jusserand a declarat: "Nu unui om, nu unei națiuni i-a fost ridicată această statuie. A fost ridicată pentru o idee, o idee mai mare decât Franța sau Statele Unite ale Americii, ideea de libertate." O copie a flăcării purtate de Statuia Libertății din New York, placată cu aur, a fost plasată în Paris în perioada în care a avut loc restaurarea Statuii Libertății. Ea se găsește lângă capătul de nord al podului Alma, chiar lângă intrarea în pasajul devenit celebru prin accidentul prințesei Diana din 1997. Alte statui ale libertăților apar și în alte colțuri ale lumii. La Tokyo, în port, a fost ridicată în decembrie 2000 o statuie a libertății, un sfert cât cea din New York. Mai găsim statui ale libertății, mult mai mici ca mărime, în Las Vegas, într-un parc din Paris, în Germania, într-un mic orășel din Franța, numit Saint-Cyr-sur-Mer, și în alte locuri. Voi ce credeți despre aceste monumente? Sunt ele într-adevăr simboluri masonice?